La ceas de mare sărbătoare, când creștinii o cinstesc pe Sfânta Marie Mică, sute de oameni din comuna Santa Mare, dar și din localitățile limitrofe, s-au strâns la olaltă ca să sărbătorească Ziua Comunei. Hai, Doamne, ajută într-o ce spun omului cu suflet bun, la muncă și la cântat și la dulce sărutat, noi la poale de Carpați! Cu stejar și braz înalt, am trăit ca niște frați. La coră, plecă-i, hai să facem o coră mare. Hai, mai mare. Mult mi-e drag din neamul meu, din Siret la Chișinău, că noi și bicel sărac la masă l-am așezat. Mult mi-e drag din neamul meu, din Siret la Chișinău, că noi și bicel sărac la masă l-am așezat. Doamne ajută într-un ceas bun omului cu suflet bun, la muncă și la cântat și la dulci sărutat. Alături de ei au fost și cei de la Cârma Județului, președintele Consiliului Județean, Doina Federovici, parlamentari și socialdemocrați. Domnule primar, prezența noastră nu este întâmplătoare aici, la acest eveniment frumos. Prezența noastră este, pe de o parte, pentru a vă arăta încă o dată aprecierea de care vă bucurați dumneavoastră la nivelul conducerii județului Botoșani și, bineînțeles, a echipei de parlamentari care se află astăzi în fața comunității din Santa Mare, iar, pe de altă parte, prezența noastră este aici să vă spunem încă o dată că suntem alături și susținem toate proiectele de dezvoltare ale acestei minunate zone binecuvintate de bunul Dumnezeu. Bine v-am găsit, dragi santămăreni, aici la cea mai importantă zi și la cel mai important eveniment pe care, iată, domnul primar împreună cu Consiliul Local, împreună cu echipa dumnealui și cu administrația publică locală, vi-l oferă. Sărut mâinile doamnelor, bună ziua domnilor, domnule primar, felicitări! Vă mulțumesc! Ce să vă spun, eu mă simt ca acasă aici. Vreau să vă felicit pentru, în primul rând, pentru organizare, dar vreau să vă mai felicit pentru ceva, și anume că nu ați uitat de cei din Santa Mare, care nu pot fi acum aici, dar sunt peste hotare, și v-aș ruga din suflet să-i mai aplaudăm o dată pe românii noștri care nu sunt acum acasă. Să ne gândim la ei, pentru că sunt frații noștri și trebuie să facem, să muncim împreună, să construim țara noastră atractivă, astfel încât alți copii ai noștri să nu mai plece și cei plecați să-și dorească cât mai mult să vină acasă. Vreau să vă transmit într-o zi de sfântă sărbătoare, cred că este una din cele mai importante sărbători ale creștinătății, este nașterea Măicuții Domnului, cum am fost eu învățat de bunici să spun, să le transmitem celor care sărbătoresc ziua numelui mulți ani, să le spunem sănătate. Manifestarea organizată de primarul Cristian Anton și Consiliul Local a ajuns deja la ediția 15 și a debutat cu premierea cuplurilor longevive. Într-un cadru festiv au fost felicitați cei care în acest an împlinesc 50 de ani de căsătorie. Mihai și doamna, la mulți ani, multă sănătate. Ghițiun, Petru și Aspazia, dumneavoastră. Și buchetul pentru doamna, la mulți ani, sănătate minunată. Roman Mihai și cu doamna Floare, ce nume de floare! Foarte frumos! Na. Aveți grijă cu colțurile, să nu stea doamna în centru și să vă arate colțurile. Așa. Ilie, Dumitru și Elena, doar doamna. Transmiteți multe salutări și domnul din partea noastră și buchetul de flori. Profit de faptul că este zi de sărbătoare, profit de faptul că ziua de astăzi și-a pus amprenta ca nume de botez asupra multora dintre dumneavoastră, profit de prilej, spun la mulți ani tuturor celor care astăzi se numesc Maria. Deci la mulți ani măriilor noastre. Vă mulțumesc, dragul meu concetățean. De asemenea,
să-i cuvine să spunem la mulți ani tuturor dumneavoastră. De ce? Pentru că este ziua comunei. Ori comuna ce înseamnă? Înseamnă oamenii gospodari care o formează. Înseamnă cei care trudesc pe aceste meleaguri ca a noastră comună să arate așa cum arată. Înseamnă tinerii care o parte dintre ei stau sau urmează să ajungă pe băncile școlii, altă parte își desfășoară activitatea pentru a-și câștiga traiul său și al familiei aici și pe alte meleaguri. Profit de ocazie și transmit de aici salutări. Salut diaspora! Dacă ne vedeți la Santa Mare, să știți că noi suntem cu gândul alături de voi. Sper să mă auziți peste tot unde sunteți în lumea asta. Vreau aplauze de la dumneavoastră pentru cei care nu sunt alături de noi, dar noi le spunem că în sufletele noastre, da, sunteți alături cu noi. Apoi, ca tot românul, locuitorii și invitații lor au cântat și s-au bucurat de momentele artistice oferite de artiști consacrați din România și Republica Moldova. Pe scenă au urcat Ana Maria Pușcașu, Carmen Cornaci, Grigore German, Orchestra Rapsozii Botoșanilor, cu soliștii Elena Mândrescu, Petronela Rusu, Loredana Călin, Alina Huțu și Constantin Petrescu, dar și Ion Paladi, Mirel Manea și Capușon.